Caietul de sarcini și proiectul tehnic pentru investiția ce vizează refacerea și modernizarea DG546 au fost finalizate. Administrația olteană așteaptă avizul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice în vederea lansării licitației în vederea stabilirii firmei care va implementa proiectul susținut financiar de la bugetul Comunității Europene prin programul operațional regional. În momentul de față ne aflăm în stadiul de achiziție a contractului de lucrări. Avem documentația postată în SEAP, însă s-a cerut verificarea acesteia de către ANAP, ceea ce implică un termen mai îndelungat până la publicarea și validarea în SEAP. Fiind vorba de o valoare destul de mare, procedura stabilită pentru achiziție este licitație deschisă, deci termenele de depunere a ofertelor vor fi de 35 de zile de la momentul publicării documentației. Proiectul este unul complex și reprezintă cea mai mare investiție în infrastructura rutieră din județ. El vizează, pe lângă reabilitarea a aproape 60 de kilometri de șosea și o serie de alte lucrări la drumurile laterale, podurile și podețele, pe segmentul de drum modernizat, dar și amenajarea de parcări. Avem o lungime de drum care se va moderniza de aproximativ 59 de kilometri. De asemenea, în cadrul proiectului mai există niște lucrări de semnalizare rutieră, de siguranța circulației, de asigurarea acceselor la proprietăți, de realizarea drumurilor laterale, de realizarea podurilor, podețelor, acolo unde este cazul înlocuire sau modernizarea celor existente. Autoritățile speră ca procedura de desemnare a firmei constructoare să se deruleze fără probleme, iar contractul să fie semnat la începutul anului viitor. Preconizăm ca cât de repede după ce se va publica procedura de achiziție, să avem și oferte, să începem evaluarea ofertelor și apoi să semnăm contractul de execuție. Drumul este lansat la licitație în integralitatea lui, deci nu este lansat pe loturi, pe tronsoane, se lucrează pe toată lungimea lui. Proiectul de reabilitare a drumului județean 546 are o valoare de 28 de milioane de euro și este finanțat prin programul operațional regional 2014-2020. 98% din valoarea proiectului va fi susținut de la bugetul Comunității Europene.